Bine, și cum a descoperit că știe să meargă cu mașina prin București, a venit și Claudiu de la Profisher. Da, întârzia că venind din capătul pământului, unde e sediu Profisher, până în centru, e mai greu. Și ne va vorbi despre... Da, dar chiar vreau să te întreb, cum te-au luat ăștia de la EMAG, de la Profisher, scuze, nu EMAG? Păi, venisem la un interviu în București și am zis că ar fi cazul să mă întâlnesc și cu oamenii cu care colaboram de vreo 2 ani. Aveam rezultate destul de bune. Cât faceai? Nu pot să spun. Ideea e că... Mult mai mult decât un salariu și mult mai mult decât câștig astăzi. Mult mai mult. Da. Se câștigă extraordinar de bine în afiliere dacă cumva încerc să aplici niște tactici pe termen lung. Pentru că dacă vei încerca să câștigi de azi pe mâine, cel mai probabil nu vei reuși sau vei spune că afilierea nu funcționează. A început și prezentarea mea. Ok. Îmi pare rău că nu am ascultat de la bun început prezentarea lui Vlad. A fost o întrebare foarte grea. Cel mai probabil va urma încă o întrebare grea. Dacă nu va urma acea întrebare grea, o să vă răspund eu. Da. Despre Profisher și clienții Profisher. Vorbim de EMAG, vorbim de Banca Transilvania, vorbim de Tinaer, vorbim de Utoc, Yellow Store, Libris, magazine pe care sunt convins că le știți. În România sunt aproximativ 400 de magazine care practică marketing cu afiliat. Noi avem undeva la 130 de magazine. Ca obiectiv, nu avem obiectiv număr de magazine, încercăm să misăm cumva pe performanța acestor magazine. Și atunci, dacă vorbim de performanță, pe lângă conversia de la final, urmărim și alți indicatori și încercăm să învățăm magazinele, pentru că la final, dincolo de conversie, va fi foarte important ca procentul de vizitatori noi din afiliere să fie unul cât mai ridicat, valoarea medie a comenzii, pe cât posibil, să fie cât mai ridicată, dar asta ține și de magazin, sunt diferite tehnici de upsell, cross-sell, astfel încât să faci clientul să cumpere mai mult. Bounce rate. De cele mai multe ori o promovare netargetată, atât din rândul afiliaților, cât și în alte campanii, aduce ca vizitatorul să vadă o singură pagină și să iasă instant. Customer lifetime value este un indicator aplicat la clienții extraordinar de mari. Mă refer aici la EMAG. EMAG va calcula mereu, inclusiv pe afiliați, și valoarea medie a clientului care a ajuns prin intermediul afilierii. Și conversii asistate, absolut. Afiliații aduc conversii care ar fi venit și din alte mijloace, doar că încă nu este stabilit oarecum un model de atribuire perfect valabil pentru afiliați, astfel încât toată lumea să fie mulțumită. Cred că în 2 ani de zile o să vorbim și de modele de atribuire în România. Bun, vă povestesc de Black Friday 2014, ce s-a întâmplat la noi. Am avut evident niște obiective pe care le-am setat după rezultatele din 2013. În 2013 am avut 35 de advertiseri, am realizat 25.000 de vânzări, totalizând 15 milioane de lei. Am avut 46 de afiliați cu peste 1.000 de lei comisioane într-o singură zi și 1.390 afiliați cu comisioane înregistrate de Black Friday. Pe 2014 ne-am propus dublarea numărului de vânzări. Ne-am propus dublarea valorii acestor vânzări. Am încercat, deși cifrele din 2013 erau destul de bune, ca cât mai mulți afiliați să câștige peste 1.000 de lei. 1.000 de lei e o barieră destul de interesantă pentru câștigul în afiliere, pentru că sunt mulți afiliați care câștigă 700-800 de lei. Și e destul de psihologic pentru ei ca să treacă de 1.000 de lei. Și vorbim de 1.000 de lei în condițiile în care EMAG, Flanco și încă MPZ-a, Butoc și Yellow Store au avut comisioane de 1% de Black Friday.
1000 de lei de Black Friday, nu? 1000 de lei, da, într-o singură zi de BF. Bun, și atunci, cum ne-am gândit noi să dublăm valoarea vânzărilor? A fost într-adevăr un challenge extraordinar de mare, pentru că, în primul rând, trebuia noi să ne motivăm pe noi înșine și după aceea pe afiliați, ca aceștia să fie conștienți de magnitudinea evenimentului. Am avut acces la câteva predicții pentru 2014, la câteva studii și în interiorul nostru știam că va fi bine. Ca idee, proiectul de Black Friday la ProfitShare a început în 25 august 2014, cu 3 luni înainte de eveniment. Magazinele încep încă din aprilie mai să lucreze pentru Black Friday. Și ne-am gândit, ok, afiliații sunt cei mai importanți în acest proces, pentru că magazinele vor vinde. Va ține de afiliați ca magazinele să vândă și mai mult. Și am găsit două mijloace prin care putem să implicăm pe afiliați, fiind o competiție care să le aducă și reputație și recunoaștere. Noi anterior am avut competiții bazate mai mult pe șanse. Șanse pentru că miza noastră este să activăm baza mare de afiliați. Pentru că în România estimez că sunt undeva la 3-4-500 de afiliați care câștigă constant. Ori numărul de conturi în ambele platforme de afiliere este mult, mult, mult mai mare decât numărul de afiliați activi. Și atunci am zis, hai să oferim afiliaților medalii. Pentru că o medalie îți asigură recunoaștere. O medalie îți spune că tu ești cel mai bun. O medalie de aur te duce cu gândul la o competiție adevărată. Și am încercat să oferim pe lângă aceste medalii și ceva cumva inspirațional. Am sesizat că toată lumea încearcă să meargă în Dubai. Nu știu, a fost cineva în Dubai? Vreți să mergeți în Dubai? Hai, mă, nu înțeles. Ok, mulțumesc. Da, și eu vreau să merg în Dubai. Acum că nu mai sunt afiliat activ, e un picuț mai greu. Și, evident, premii pentru locul 2, un bonus de 2000 de lei, respectiv un bonus de 1000 de lei. Și am pornit la drum cu un mock-up. La noi toate proiectele încep dincolo de un PowerPoint cu un mock-up care se duce la colegii de la design și la colegii de la programare ca să ne asigurăm că totul va fi conform planului făcut în prima fază. Din mock-up a ieșit ceva asemănător cu Hunger Games. Am creat un logo practic special pentru acest eveniment și, după cum v-ați dat seama, am denumit evenimentul Olimpiada Afiliaților ProfitShare. Olimpiada Afiliaților pentru că Black Friday este într-adevăr ca o olimpiadă pentru toate părțile implicate, magazine, afiliați și chiar și pentru rețea. So, cum am promovat campania? Campania a fost promovată, evident, pe un landing page. Am încercat să atragem atât trafic de pe mediile pe care le puteam controla îndeaproape, și aici mă refer la paginile noastre de Facebook, mă refer la promovare prin intermediul blogului nostru și prin e-mail-uri personalizate afiliaților. Desigur, am avut și campanii de AdWords pe Facebook Ads, pentru blogger, și am avut și un video. Și acum încerc să-i dau play. Dacă ar porni. Ok. Mm-hmm. Să știți că videoclipul e mai scurt decât timpul.
Nuria, ia. Ok. Videoclipul cine l-a văzut? E vorba de videoclipul acela făcut de Abi Studio. Un videoclip pe care l-am promovat super mult, atât pe Facebook cât și prin campanii de YouTube. Și pe lângă campanie ne-au fost reproșate câteva chestii, că la concursurile anterioare nu am ținut cumva un tracking real time pentru afiliați, pentru concursuri. Feedback-ul afiliaților pentru noi a fost întotdeauna extrem de important. Și atunci le-am oferit ce au cerut. Am făcut un clasament real time pentru toți afiliații, care reprezenta atât primii 10 afiliați, cât și poziția afiliatus, care eram eu. După cum poate vedeți, toți afiliații din top 10 la final au avut peste 1400 de conversii. Așadar, vorbim de destul de mulți afiliați care într-o perioadă foarte scurtă de timp au generat câteva mii de conversii. Întrebare tot de la mine. Sigur. Că sunt direct implicat în chestia asta și am fost direct implicat prin mai multe conturi. Aici intră și afiliații margin în ProTV și restul? Nu. Okay. Competiția a fost desfășurată exclusiv pentru afiliații care sunt... persoane fizice. Oarecum, pentru că mulți afiliați au și PJ-uri. Dar ideea e că am încercat să ținem competiția cât mai deschisă pentru afiliații, unde încercăm să avem o direcție cât mai strategică, adică persoanele fizice, ca să zicem așa, nu publisherii mari, au oportunitate mult mai mare de a câștiga bani și de a promova efectiv marketingul afiliat. Pentru că un publisher mare se va implica, cel mai probabil va face hit and run de Black Friday și după aceea vei încerca să-l convingi să mai facă marketing afiliat. Dar el se va baza mereu pe rezultatele de Black Friday. Ok, de pe fiecare am avut X mii sau zeci de mii de conversii. De ce în iunie nu am? Din păcate încă n-am reușit să le explicăm cum funcționează cu adevărat acest Black Friday. Bun, rezultate, revenind la obiective, am avut așa, 86.000 de vânzări, 40 de milioane de lei valoarea tuturor vânzărilor cumulat, 51 de afiliați cu peste 1000 de lei comisioane într-o singură zi, 23 de afiliați cu peste 1000 de comisioane într-o singură zi și 1798 de afiliați cu comisioane în ziua de Black Friday. Față de 1300, undeva la 1300 anul trecut. Top categorii pe Black Friday. Electro IT de departe. Fashion, cărți, sport și nișa copiilor. Din păcate, pe nișa copiilor avem foarte, foarte multe magazine. Se simte cumva o aglomerare în această zonă și performanțele sunt un pic mai slăbuțe. Cele mai mari site-uri care au câștigat de Black Friday, evident, publisherii mari, site-urile Black Friday cu exact match domains, vă povesteam de ele în septembrie aici. Diferența cu anul acesta a fost că aceste site-uri nu prea au mai avut foarte mult trafic organic și au făcut exact campanii PPC pentru a atrage vizitatori. Site-urile de review-uri și conținut de nișă, blogurile personale, mult departe de primele trei categorii de site-uri. Ok. O surpriză în ceea ce privește site-urile care au produs de Black Friday în afiliere. Bun. Atunci să trecem la câteva problemuțe marketing afiliat. Vlad a punctat câteva dintre ele. Sunt într-un total de acord cu majoritatea punctelor enunțate. Se caracterizează și la noi aceste probleme. Încercăm însă cumva să le depășim și ca aceste lucruri să nu iasă în rândul afiliaților. Avem o problemă cu controlarea aprobării comisioanelor de către advertiseri. Singura modalitate prin care noi am reușit să o controlăm este să ne setăm câteva alerte în cazul în care valoarea comisioanelor aprobate sau numărul de comisioane aprobate scade sub un anumit prag.
determinat și de categorie, dar și de istoricul pe advertiserului. Avem o mare problemă cu spamul tolerat și aici mă refer atât la SEO spam, cât și mă refer la spamuri făcute pe Facebook, mesaje trimise pe Facebook și m-aș aștepta ca și magazinele să se uite mult mai atent la ce se întâmplă în aceste zone. Din punctul nostru de vedere, avem o foarte puțină toleranță împotriva spam-ului. De Black Friday ne-am trezit cu 10 de afiliați care se plângeau pe pagina de Facebook că le-au fost banate conturile. Advertiser nu va plăti niciodată comisioane care cumva vin din spam și că o interpunere efectiv directă între procesul de cumpărare pe care îl doresc ei și ceea ce face afiliatul. Pentru că dacă trimiți un newsletter spam, nu se cheamă că faci afiliere. Și cam așa a fost. Afiliații de multe ori încearcă să găsească mijloace prin care să treacă peste termenii condițiile atât ale advertiserului cât și ale rețelei. Dacă aveți un magazin online care este marketing afiliat, foarte mare atenție la ce termeni și condiții puneți, pentru că, cum vă mai spuneam, afiliații consideră că ce nu este expres interzis, este permis. Deci, dacă aveți o problemă cu o anumită formă de promovare, încercați să o reglementați din termeni și condiții. 2015, ce credem noi că se va întâmpla? Site-urile de conținut vor fi din nou cele mai performante canale. De ce? Pentru că este o recomandare directă a afiliatului către user și nu eventual o reclamă pusă pe undeva, chiar dacă ar fi PPC. Pe PPC considerăm că mai este mult de îmbunătățit, afiliații mai au foarte multe de învățat, numărul de afiliați care fac PPC cu adevărat performant este destul de mic. Să sperăm că în 2015 inclusiv oameni de aici vor încerca afilierea pe PPC, pentru că mereu spuneam, dacă faci PPC, în afiliere te călești, pentru că vei învăța cum să știi ce înseamnă o marjă de profitabilitate și cum să treci cumva peste ea. Desigur, cum spuneam, de Black Friday am întâlnit o chestie foarte mișto, anume că afiliații își promovau site-urile prin PPC. În 2013 au fost foarte puțini, în 2014 a fost o surpriză. Mă aștept ca la anul afiliații să-și promoveze chiar și permanent site-urile pe atât pe display, cât mai ales pe search. Și îmi doresc și cred că se va întâmpla că advertiser mari cu un potențial uriaș pe această zonă vor intra în afiliere. Aici mă refer la bănci și mă refer la turism. Fiind turism, țintesc biletele de avioane. Și la fel ca anul trecut, 2015 va fi cel mai bun an din afiliere. Mulțumesc! Bine, eu trebuie să recunosc acum că am avut emoții. De obicei, de obicei spun la început că am emoții, ca la final, sau cel puțin în primele 5 minute să-mi treacă. Apoi acum i-au trecut. Nu mai spune la început că ai emoții, dă puțin un slide înapoi, te rog. Predicții. Ai zis acolo content în social media. Contentul știm cu toții ce înseamnă. Social media nu cumva se bate cap în cap cu ce ai spus tu mai devreme despre spam? Depinde, pentru că dacă... Adică să auzim o mică definiție a acelui spam ca să înțelegem ce înseamnă și să știm că sunt foarte mulți oameni care vor să facă afiliere. Pe tine, din când în când te mai adaugă cineva în grupuri pe Facebook? Da. Grupuri în care ai fi vrut să intri?
Nu neapărat. Da. Cam asta se întâmplă cu spam-ul pe Facebook. Deși se creează grupuri de 15.000 de oameni, da, de 30.000 de oameni, da, unde se spamează cu link-uri de profiteri, da, da, și de unde se plasează cutiuri. Am înțeles. Exact. Însă, este o linie destul de subțire între spam-ul pe social media și ce este cu adevărat promovare. Noi avem o problemă majoră cu felul în care se adaugă oamenii în acele grupuri, nu neapărat că cineva promovează pe un grup numit publicitate, produse de la advertiserii cu care lucrăm. Dar în momentul în care postările acelei persoane apar în feed-ul cuiva și în notificările cuiva unei alte persoane, cam poluează zona respectivă și te scoate din starea aceea naturală de a da click. Spun de social media că va funcționa în 2015, va funcționa atâta timp cât linkurile de afiliere vor fi împărtășite sincer. Ca sfat, mereu am spus, un link de afiliere nu prea are ce căuta în momentul în care întreb cum vi se pare acest produs, pac, link de afiliere. Părerea mea. Mai mult sau mai puțin depinde cu îl adresezi. Întrebări aveți pentru el? Aveam multe întrebări. Bine, atunci o să răspund la cealaltă întrebare grea. Dacă intri în două platforme de afiliere, ce se întâmplă? Da, ca advertiser. Noi am avut un... Subiectul acesta a fost îndelung dezbătut undeva de prin februarie anul acesta, când un advertiser anume a spus, ok, eu nu vreau să mai plătesc comisioane duble. De ce? Ce înseamnă comisioane duble? A fost primul lucru pe care l-am întrebat. Păi pe aceeași comandă plătesc două comisioane. M-am gândit, băi, e o eroare de la noi, adică din câte știu eu, pe un singur order ID n-ai cum să ai două comisioane. Și mi-a spus, băi, uite, și în două parale am un comision pentru aceeași comandă. Și atunci l-am întrebat, ok, cât de grav e? Ce procent de astfel de comisioane ai? Păi nu sunt tare multe, dar totuși mă deranjează ideea. Și atunci nu mai știu cine. Poate chiar Vlad, poate Șerban au spus cu promovarea pe PPC că plătești oricum click-ul și pe Facebook și pe Google. Cam același lucru se întâmplă și în afiliere, dar, cum am spus, mă aștept să apară undeva peste 2 ani modele de atribuire. Momentan, volumul de comisioane duplicate în ambele rețele de afiliere îl știu ca fiind unul neglijabil. Și în orice caz se pot regla inclusiv de către advertiser aceste lucruri. Adică dacă vrei să fii în două rețele de afiliere, ok, ai oferi standard un comision de 10%, ai un procent de 10% sau 5% de comisioane care intră în ambele rețele, poți să pui comision 9% și te-ai reglat. Dar argumentul meu a fost mereu, păi, dar vezi că ai și un număr de telefon acolo pe ăla, nu vrei să dai comisioane. Ca acest lucru cu scăderea comisioanelor totuși să nu se manifeste. Și cam asta e modul nostru de lucru. Un alt lucru pentru care nu vom accepta niciodată, nu spune niciodată, dar un motiv pentru care nu vom accepta anulări de comisioane în Profisher, pentru că sunt înregistrate și în alte medii, este că noi luptăm foarte mult ca acele comisioane să fie eligibile, adică să fie în acord cu termenii și condițiile, și vă spuneam că am o problemă cu spamul tolerat. Noi nu ne delimităm de astfel de lucruri și recomand tuturor ca astfel de practici să fie preglate cât de bine se poate. Mai am o întrebare, stai. Sigur. La el. Am avut ieri la o prezentare o întrebare. Asta nu e o întrebare, te contrazic puțin, toate că-s magazin aici le ținut afiliaților, pentru că mi se pare ok, adică nu știu, să zic că o să plătesc comisioane dublu pe o chestie, dar poate un client al meu promovează gustul produsului meu în altă formă și atunci din cele două se naște vânzarea.
Da. Adică, acest lucru încercăm să-l spunem și noi, din păcate, magazinele sunt la un nivel de cunoaștere care este, nu este neapărat potrivit unei astfel de abordări și trebuie să le explici mai, cât mai matematic cu putință. Pentru că cineva mi-a spus, ok, eu vreau să ofer comisionul celui care a dat prima dată click-ul. Bine, dar mie mi se pare că totuși ar merita ultimul care a dat click-ul și ar fi un debate extraordinar. Ideea e când o să ai 10. Cred că are problemă în momentul în care o să ai 10 afiliați pe același lucru, atunci da, ai o problemă și ai o comisiune de 10%. Să ajungem noi acolo. Momentan, piața ca marketing afiliat este mult prea mică ca să ne punem astfel de probleme. Din vânzări offline, mi se pare interesante vânzările online, o să trec pe online în curând, adică chiar nu chinui să înțeleg mult din ceea ce înseamnă online și mi se pare ok, adică mi se pare ok de a, da două comisioane cuiva dacă mi-a adus două chestii pe plus pe produsele. Chestia e că nu le dai acele așa afiliat. Da, tocmai aia zic, pentru că na, tocmai ți-am spus, nu mi-a promovat gustul altă culoare pe produsele. Da, vis-a-vis de marketing afiliat am avut ieri o surpriză la o prezentare și anume că am întrebat câți din sală folosesc PPC, au fost vreo 5 mâini ridicate, câți dintre voi folosiți marketing afiliat, au fost vreo 10 mâini ridicate. Proprietari de magazine online. Ceea ce... acum, eu vreau să pun o întrebare și nu știu, cred că aici vă dezbatere foarte. Pentru noi, pentru mine, nu. Da, vreau să spun întrebarea, cred că e mai sănătos să merg mult pe mai mult pe afiliere decât pe PPC momentan, nu? Sunt canale complementare, ar trebui tratate ca atare. Programul de afiliere va funcționa în măsura în care ai parte și de o promovare pe alte canale, adică clientul cumva cunoaște magazinul și are un anumit nivel de încredere. Niciodată nu am spus cuiva că afilierea este unica soluție. Mă gândesc că dacă la timp afiliații se chine pe Edward și știu mai bine decât mine ceea ce fac, să-i las pe ei să facă chestia asta. Da. Problemuța mare, de fapt oportunitatea imensă pentru cei care se pricep la PPC este că sunt destul de puțini afiliați care chiar fac PPC marketing afiliat. Personal cunosc câțiva și promovează foarte, foarte multe magazine deodată, de unde poate toate, mai multe magazine ar avea impresia că sunt mulți. Nu, ei sunt puțini. Îi numeri pe degetele de la o mână pe cei care câștigă binișor din PPC pe afiliere. Gata, nu-s mulți, adică. Da, deci va fi destul de complicat să ajungi aici și să țină tot departamentul de paperclip. Mai pun o întrebare repede, că vrem să luăm și noi o pauză. Am și o întrebare pentru tine. Da. Eu sunt mai timid așa că pun întrebările, așa că te rog să mă scuzi. Eu sunt mai emotiv, așa că ia-mă mai ușor. Deci, vreau să concluzionez. E bine să facă și pay-per-click marketing și afiliere? Sau e bine să ne așteptăm la momentul în care afiliații fac bine PPC marketing și fac ei afiliere pentru noi și implicit și PPC marketing pentru noi? Na, deci... întrebare, adică ai înțeles-o, nu? Pentru mine, varianta ideală este ca partenerul nostru advertiser să facă și CPM, să facă și PPC, să facă și un pic de outdoor și dacă se poate și TV. Și marketing afiliat, evident. Felicitări, bravo, Claudiu!